Mamă, mamă, Lambo! 33.000 de dolari am câștigat, boys! Din Samsar, Păcănis! Samsarul vostru favorit revine momentan, vedeți mare pe ecran, am vândut 4 mașini, deci nu prea este bine. Abia ne-am început și noi afacerea și urmează să ne extindem. Vom ajunge oare la mașini periculoase precum acest Ford Mustang? Mergem să facem următoarea achiziție. Eu nu am știut că aici este auction-ul și uneori e la ora 1, dar vedeți că este gol dacă ne dăm noi așa într-o parte. Trebuie să mergem acolo să ne încercăm norocul odată și odată. Și am văzut că sunt mai multe chestii de făcut, o să vă explic eu imediat. Momentan o să ne ducem la un car market, e deschis sau nu are legătură? E închis, ok, atunci trebuie să mă plimb eu prin cartier. Bă, nimeni nu vinde nimic. Hopa. Uite-l pe ăsta. Bărule, ăștia nici nu se opresc aici. Momentan nu stăm super bine pe bani. Hai să vedem trașcaleta asta cât costă. Dă-ne și nouă un preț, 5.000 de dolari. Nu știu dacă să mă bag la mașini mari, adică habar n-am. Asta probabil e prea scumpă, 2022. Deci ne trebuie peste 30.000. Mamă, zici că e Satsuma asta. Fii atent, cumpăr Satsuma din My Summer Car. How are you, bro? 18.000 Satsuma. Da, Ford-ul ăsta sigur merge. Lada. Ăsta arată decent, parcă am mai avut unul similar. Fiat Panta. Da, cu ăsta putem să facem 200 de dolari expertise. Putem să facem ușor profit, îi dăm un 1500 și îl vine și ne pe la un 3000. Ce zici, Văru? Bă, nu e acceptabil, ok, 1600, 1800. Nu vrea, bă, I'm not very flexible on the price. Hai, mă, că nu vrea să negocieze deloc mașina asta. Se pare că e prea ieftină, probabil de aia. Nu mă aștept să luăm prea mulți bani pe mașina asta. Doar îi dăm o vopsea așa să fie ce trebuie. Ia atent, limetă. Paint all the car. Aia îl polișăm ca lumea de tot. Nu cred că mai trebuia polișat, dar mă rog. Și nici măcar nu o să mai reparăm mașina asta. Poate vedem dacă facem profit așa direct. Uite barul pe stânga aici. Ia vezi, mă. Frumos, frumos. Ne dăm jos. Bună ziua, bună ziua. Ce se întâmplă la bar aici? Samsarul vostru favorit a sosit. Marketul întunecat, cică. O să ne cumpărăm tableta asta și ciocanul. Și o să vedeți că e interesant pentru că noi putem să luăm tableta și tragem niște pozici la mașina noastră. Nu pot și să mă așez sau... Care unchi credeți că vine mai bine? Bă, nu-mi place. Nu. Senzație mașina. Senzație. Dar de ce FOV-ul așa mic, trebuie să-i fac poză la un kilometru? Uite-te și tu. Mă, ce? Doamne, doamne, ok. Bun, bun, bun. Și mergem și o punem la vânzare. Ia vezi cum depășim aici. Pa, pa, Verici. Ușor așa cu frâna de mână. Joacă-te cu ea, gen. Între timp, nu uitați și voi să apăsați butonul de like, să vedem susținere pentru serie. Episodul anterior chiar v-a plăcut. Joacă curva asta. Ia uite-alea, uite-alea, uite-alea. Oh, oh, se ține bine, mă. Amator drift, s-a făcut noapte. Ne zice că la ora 4 are loc auction, deci trebuie să fim prezenți. Băgăm mașina asta la vânzare și mergem să căutăm alta, că vin clienții oricum. Fii atent, webpage. Ok. Avem asta, da, Fiat-ul. Și putem să-i punem pozici, fii atent, fii atent. Noi am făcut din toate unghiurile, mai trebuia și partea cealaltă, dar nu mai contează. O avem 2000, 6000 am investit, o vine și noi cu un 5000. Oricum pot să pun și 50.000 de dolari, că ei tot prețul lor îmi pun. Și zicem, ieftin. Ok, mașina este la vânzare. Cumpărătorii vor veni, o vor vedea și vor sta aici lângă ea. Deci altceva, what? Are gunoi în spate. Hai să plecăm să vedem. Deci la ora 4 astăzi este un auction. Abia e ora 8 dimineața. Deci nu știu ce să zic. Hai să mergem la un car market. De unde știu eu când e car marketul deschis? Aia e problema. Trebuie să-mi scrie probabil. Ok, hai prin neighborhood. Poate mai prindem o ofertă bună. Trebuie să începem să facem un pic de bănuți. Asta odată e o ofertă bună. Cred, nu știu. Adică 1998, 42.000 de kilometri. Nu știu cine cumpără chestii de genul momentan, nu știu 100%, dar trebuie să vedem ce alte opțiuni.
Asta e cam scumpă. Parcă ne-am mai uitat, e GTR-ul ăla? O, același mașină de data trecută. 2800.000 de kilometri, 7.000 de dolari. Nu e rea, nu e rea. Aia e 2022, cred. Da, 2023, nu ne interesează. Vezi că asta se prezintă bine, rău de tot. 1903! Ce mă, nici părinții părinților voștri nu erau născuți atunci. 1990, 15.000. Mama, aia arată bine. Aia de acolo arată bine. Asta nu, dar asta... Vezi că e ce trebuie. 2015. A, mă, e prea scumpă, bă. Ce troacă asta. 9.000 de dolari. Bă, singura ofertă care mi-a făcut cu ochiul e GTR-ul ăla, cred. Dar aș vrea să mai rămânem cu un pic de bani, adică... Ia de ce facem. Luăm cazanul ăsta la 5.000 de dolari sau cât costă el. Da? Încercăm să-i dăm un bargain la 5.000. Deci 5.000 vedem ofertă. Mi-a dat cheile. L-am scos mai ieftin. Facem și XP. Asta e mișto. Îți dai seama că aici nu mai e pentru pasionați auto. O, dacă nu vezi nimic din spate. Hai totuși să oprim puțin aici. Combustibil are, nu mai bag combustibil. Mergem să-i dăm un jet. Pentru că la asta n-are o să o vopsim. Adică se prezinte curată mașina. Poate reparăm ceva la aia, nici nu știu. Uitați de asemenea link în descriere către G-Fuel. Beau niște Green Apple. Mamă, skill for wash speed. Dar chiar mi-a zis cineva că pot să spăl eu mașina. Bă, cred că aveți dreptate. S-ar putea să fie... S-ar putea că dacă spăl eu mașina, fac și XP. You can buy a car for a lower price. Mamă, pe ăsta e perfect. You can see the damage? Da, e perfect skill-ul ăsta. Bro, dar tot n-am level. Trebuie să cumpărăm spongiul ăla ca să spăl eu mașina pe viitor. Chiar trebuie să facem asta, cred. Că nu știu dacă ne mișcăm mai repede, dar facem XP. N-avem niciun client la mașină. Deci, vreau să-i dau un polish. În primul și în primul rând. Și nu știu cam cum se prezintă ea. Deci, un scurt polish vreau, atât. În rest, nu vreau prea multe. A lucrat sub ea, dar a reparat ușa, deci nu știu ce să zic. Bun, plecăm. Ia vezi-l pe-al nostru. O, a venit cineva. Bun. Până facem noi afacerea aia. A, dar noi am făcut poză, bro. Nu înțelegi nimic. Da, din spate n-ai cum. Deci le-ai făcut altundeva pozele. Mă gândesc că poate detectează jocul că sunt poze. Că nu cred că analizează el ce e în pozele alea. Adică mă îndoiesc. Dar vezi că poza prima se prezintă super bine. Ok. Îl dăm și noi cu un 10.000. Nu? Poate era să-l pun la 1.000. Track for work. Perfect. Vezi că s-a lucrat la mașină, adică e chiar ok. Ia, ce ofertă aveți aici? Deci eu am pus-o pe asta cu 5.000. Da, 5.000, că am luat-o... 1.000! Leacă, bă, de aici. 1.000 de dolari? De ce, mă, că e lovită? Nu vorbă să dea 2.200. Ia, mă, că se... Deci, iată, 2.200 e oferta, da? Îi zicem nu. Și eu băgăm la reparat. 900 de dolari. Bă, la 4 PM începea auction-ul. Nu, stați așa! Așteptați-mă și pe mine! Bă, și nu mai am bani, bro. Am doar 2.000 de dolari, dar hai măcar să vedem ce se întâmplă. Nu, faci, man. Daily ticket. Pe aici 5.000 prima mașină. Starting 22.000 a doua mașină. Mamă, pe ne trebuie bani mulți, bă. Ok, se dă cu 23.000. Fii atent, e 2021 mașina asta și are 5.000 de kilometri. Asta ar trebui să fie lejer 30 ceva de mii. Hai că pierdem timpul aici. Durează jumătate de an pentru o mașină. Oricum nu e ce trebuie, sunt mașinile prea scumpe. Nu o să fie mașini de 5.000 de dolari, cred. Mă îndoiesc, adică poate să înceapă mașina de la 5.000 de dolari. A reparat-o frățiorul. Că sunt mega curios dacă merită sau nu. Bun, perfect, ne dăm jos. Hai să punem mașina din nou la vânzare. Bă, ce porcărie totală. Măcar 5.000 să luăm pe aia. Nu știu ce să mai zic. Ia, ăsta cât vrea pe mașină. Din 10.000. Ia, mă, poate face profit mai bine la asta. 5.300. Cu cât am luat noi mașina asta? Cu 5.000 am luat-o. Îți dau la un 6.000 dacă vrei, că am spălat-o și eu, am dichisit-o. 5.300. Ok, vindem la 5.300. Asta aș mai vrea să o dăm. Deci facem profit
prea mic momentan la mașini. Fii atent, toate mașinile. Ce mă, Dacia aia ultima, what? Mă, un Mercedes ceva? Cum arată, insane. Mamă, ultima era chiar bine, bă! Am venit fix când s-a terminat tot. A venit domnișoara. Nu o să luăm profit pe mașina asta, mă îndoiesc. Hai să vedem, o cumpără cu 3500. 2100, deci fiți atenți. Am reparat mașina, nu ne-a dat niciun preț în plus. Ba, am vândut-o și am învățat o lecție destul de importantă. Deci pe mașina asta am ieșit pe minus mult. E ok. Hai să mergem la car market să ne uităm la altceva. Deci troacă mașina. Cred că problema e modelul în sine, nu că e reparat sau nu. Știi, asta e toată chestia. Bă, păi tu asta e luat-o la auction. Am văzut unui mai devreme, iau cât o vinzi. 27.000, are 100.000 de kilometri, nu e aia. Bun. Mamă, cum se prebă, ce mașini tari, bă, și n-avem niciun ban, 100.000, cât e asta? Mamă, mamă, Lambo! Lamborghini, are you serious right now? Noi suntem lipiți pământul, ia vezi? Bă, cred că e un... Mamă, e ce cupe sau e cupe? Da, e ce cupe, mamă, tare, tare. Mercedes, vezi că e tare Mercedes, ok. Aoleo, ce troacă luăm noi de aici? Hai să vedem. Mama, asta nu e aia cu drifturile din anime-ul ăla? 6.000, asta o putem lua. Dar tot așa e troacă, mă, din 83. Nu știu dacă o să cumpere oamenii. 2006, asta se prezintă bine. 6.000 de dolari? Mamă, și are 6.000 de kilometri. Opa! E insane mașina asta, Citroenul. Asta e veche. 2003, 70.000. No, e... Ăsta e steel, glumești? Is serious right now? Normal că-l cumpăr. Cât de distrus poate să fie ca să aibă prețul ăsta? N-are motor, ce n-are? Normal, 6.000. Mamă, ce sunt jantele alea, vericule. Murim. Dar cum văd și mașina, că nu înțeleg car. Dar n-are nimic, n-are de... mă, n-are damage deloc. Boys, we got a steal. Mă, cum s-o aude mașina asta, e nebună. Trebuie să mergem să-i dăm un jet prima oară, că este insane de murdară, ăștia au aceeași mașină. Ușor, ușor, ușor. Nu are super mult, are nos. Nu are super mult combustibil, dar e ok. Peric, ai și tu grijă de mașina asta, că e jalete cu ea. Bă, tot așa au rămas jantele, ce mă? Enter. Car. Fuel, în rest e ok mașina. Deci n-ai ce să-i zici. Auto electrics and tuning, ia. Ce e asta? Adică, de ce aș vrea să tunez mașina? Racing kit, wheel. Oh, da bă, trebuie să-i punem un set nou de jante, glumești? Dar de ce nu mă... Aba, da. Trebuie să-i punem un set nou de jante, că e moartea reală. Ia joacă jantele astea. Bă, aș vrea să mi-l arate și după preț, sincer. Adică unele sub 1000 de dolari ar fi super mișto. Astea sunt prea urâte. Luăm la 700 de dolari. Iată mașina cum se prezintă. Squeaky clean. Da, vezi că e ce trebuie. Nu reparăm, nu popsim, nimic nu-i facem. Direct o vindem. Stai că mi-a venit o idee. Ca să-i tragem niște poze. Și facem poze ca lumea de data asta. Da, mă, da. Bun, avem mai multe poze. E fain că o să ne rămână amintire, gen. Așa, 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 așa. Bun. 6.000 de dolari cu 800 investiți? Minim 20. Gen, aici pușăm mult de tot, 20.000. Super sport, îi zicem. Wow, o fi vreun cod așa să pui la numele anunțului încât să se vândă insane? Citroenul ăsta trebuie să vină cineva. N-are, bă, cum, mă? Deci e ora 3. Chiar vreau să văd cât valorează ăsta, că are foarte puțin kilometri. Fii atent, că a venit mamaia. Ia, fă o ofertă ca lumea. Nu își permite 20.000? 8.000! Bă, doar atât, mă. Hai, mă, 8.500. Mă gândeam și eu că o să fie super mișto oferta. A vândut 8.500. Nu știu dacă am meritat, că am recondiționat jantele. Adică, bă, și care e faza cu jocul ăsta, dar trebuie să mă învățați voi. Merită să faci și voi la mașina asta, că pare că oamenilor nu le pasă. E cam viața reală. Oamenii vor cât mai ieftin, să vinzi mașina și pa, pa. Nu-i pasă nimănui că ai pus tu nu știu ce jante. Ceea ce e un pic nașpa.
Car Market is still open. Bă, nu știu acum în timp, că se închide în 5 minute, gen. Ia să vedem. Car Market, nu vă închideți! Poate mai prind o mașină mișto. Ha? Nu, mai avem o oră, mai avem o oră. Iată, fiate, ce putem să mai cumpărăm, mamă, duba asta e mișto, dar o știu de e scumpă. O știu de e scumpă, 29.000. Bă, dar tot 10.000 avem, mă. De ce avem așa puțin bani? There is no damage, 6.000 de dolari. O luăm. Trebuia să negociez la ea, mă, bă, ce prostovan sunt. Nu știu ce am cumpărat aici, frățicii mei. Ia intrat o pozică și o aruncăm direct la vânzare. Adică, ia, nu-i facem nimic la mașina asta, fii atent. Noi facem nimic, o punem cu un 10.000, da? Așa, și am băgat o poză. Te interesează, vii și vezi. Zice, you have unpaid bills. Ia că trebuie să plătim niște facturi. Aruncăm repede gunoițul. L-am aruncat. Și avem ceva facturi de plătit aici. Tax.com 1500. Ok, plătim, nu e problemă. Avem un skill point, fii atent. O să încercăm să spălăm mașina. Cleaning with a sponge is now faster. Să vedem dacă merită. Ia zi, iubita, am luat mașina cu vreo așa 5.000-6.000. It's a fair price. Eh? Instant profit. Nimic n-am făcut la mașină. Cum am, mă, facturi neplătite? Nu le-am plătit din euri. Nu, mă, nu am, am what, am plătit iar? Sau? Bă, nu mai înțeleg nimic. Bun. Hai să vedem de unde cumpărăm mașina. Hai că rezolvăm repede. Din privire așa, mașina asta e Satsuma aia scumpă. ABS și drift kit. Deci fii atent că scrie jos. Asta pare a fi ceva BMW. Dar pare că am storcoșile exterioare. SP are 10.000 de dolari. Toți banii noștri, nu știu ce să zic despre el. Asta e prea scumpă. Porcăria aia, nu știu dacă să mă mai bag la ea. ABS, TCS, SP. Mi se pare prea funny. Cumpărăm mașina asta cu 6.300. Îți dau 6.000 pe aia, ce zici? Să scoate și noi un preț corect. A mers. A mers și avem drift kit și nos pe mașină de poștaș. Ce, bă, mașina asta? What, m-a păcălit, scria că are nos, dar nu are. Deci o parcăm frumos aici. Chiar eu prind și motorașul. Ok. Și vreau să văd cum spăl eu mașina. Adică, unde o seama că e spălată mașina, gen? Ah, clean the spot. Ah, trebuie să sară praf cumva. Ah, uite, bă, că e cu verde. Se umple pe mijloc. Oh, păi vezi că farmăm XP așa. Bun, 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 drop. Hai să vindem și noi mașinuța. Nu știu cât am luat-o, 6.000, o vine și ne cu 8.000 și sunt fericit. Perfect, avem și clientul. Ia vezi-o pe domniță. E interesată de pachetul ăsta de tuning. Câte, ce zici de 8.000? 5.800. Hai un 6.500. Oameni, ne facem profit 500 de dolari. Ai terminată mașina asta aia. Ăsta ce zice? 4.800. 6.500, ce zici? Da. 5.800, da, bă, nu vor, n-am, tot cu 6.000 o dau cu cât am luat-o. Deci n-am meritat prostia asta. Ok, măcar am vândut 10 mașini. Bă, am mai cumpărat toată mașina asta, adică un Horda. 6.000. Ce zici de un 6 cal aia? Mi se pare că ăsta e ăla de nu negociază. Offer is low. 6.200. Ok. A mers, a mers, 10 XP. Bă, e bine, chiar dacă nu facem super mare profit, facem XP și eventual poate ne mai ajută. Mi-a zis unii dintre voi că aici la bar, chica, poți să faci un împrumut de bănuți. Ok, oprim motorul. Hai să vedem înăuntru. Ok. O, dar toată lumea în depresie aici. Ce se întâmplă, mă? Hai în spate. O, vericii! Și aici? Ok. Hai să dăm save, să vedem ce se întâmplă aia. Start. Jucăm și noi pe 100 de dolari. Nu știu ce fac aia chestia. Aia e blackjack. 16 pe 3.
stand. A, ne jucăm la... Ok. $4,000, hai să jucăm. Toți banii mei. Are un as. Ai, bro. Nu-mi zic că are blackjack. Snap, easy profit, bă. Păcăniți la suflet. Am scos mai mulți bani decât din mașini aici. Doar din două mâini. 11 21. Recele. Stand. Ei, și $3,000 am câștigat, boys. Din Samsar Păcănist. Frumos, frumos. Vezi că e ce trebuie jocul ăsta. Suntem insane pe bani. Hai să mergem să vindem troaca asta. Să vedeți ce mașină ne cumpărăm. A venit frățiorul să cumpere. Hai să vedem. Din 10.000 cât ne dă? 9.000. Perfect. S-au pus-o noi la 9.000. Ei, nu mai știu. Hai, ok. Sell. Superb. Și fiți atenți că începe distracția. Oho, ia ziceți vericilor, ce aveți pregătiți pentru noi, că am venit cu banul la gros. Cred că mergem pe un C-Coupe. Ia să-l vedem cum se prezintă. 2019, 100K. Mă, lasă-l. Ce sexy. Supra cumva sau cum se numește? 2021, 57. Iota Supr, 70.000. Bă, nici cu atâția bani să luăm duba asta. Bă, să dăm Q7-le astea sau ce? Q7, $8,000. Bă, ăsta e bun, e bun, e bun. E bună mașina. E bună pentru un quick profit. Da? O luăm la un 7500, ce zici? A? Nu-ți place? A, bă, că o luăm direct așa, nu e problemă. Ok, bye. You made a really good choice. Fiți atenți ce trebuie să mergem să facem noi, că ne întoarcem aici după. Bun, stai că am ratat un suc pe aici, văd. Nu știu cine bea sucuri la noi în parcare. Da, mă rog. Ok. Îl băgăm direct la vânzare. Frumos. Îl băgăm cu 12.000. Așa. Și ce vreau să cumpăr este să dau upgrade și să cumpăr tow. Deci noi avem un slot de towing. Nu știu ce înseamnă, dar o să ne poată aduce cu mașina să o tracteze direct. We have skill point. Oh, am făcut level. Oh, da. Deci putem să negociem și mai bine de atât. Și hai că mergem să mai cumpărăm o mașină la car market. Cred că duba asta o luăm. Adică e prea mișto, pur și simplu. Kia Carnala la run. 48.000. 6.000. Hai să-l negociem. $800. Ia, merge. I have considered your offer. Rada se numește mașina asta. What? 15.000. 14.000. Ce zici? You got a great deal. Bun, și eu practic ar trebui să pot să teleportez mașina direct. Acum întrebarea mea e, de ce nu mă teleportează și pe mine? Aha, fii atent unde a pus-o. Ok, ok, ok. Păi și eu pot să o pun direct la vânzare, oare? Not in the office, da. Vezi că avem două mașini, suntem bine pe bani. Ok. Și o punem și pe asta la vânzare. Super frumos. La 19.000 o punem. Hai să scoatem și noi burețelul să curățăm la ia săraca, să mai facem XP. Deci noi când curățăm o dată ne dă 1 XP. Mamă, nu ne trebuie 100 XP. Ok. Ia, ce zici de mașinuța noastră? $12,000. Așa, ea vrea un 8.000. Bun, ce zici de $10,000? I'll take a minute. 8400. Stai un pic să vedem că eu nu mai știu. Da, ne-am luat-o cu 8000. Și ea vrea să dea 8400. The price is bothering me. 9400, vezi că ăsta vinde, oferă mai bine, 10.000. Gata, mă, vezi că am negociat-o bine pe asta. Aici o curățăm. Și gata, știu planul de atac la noi. Merge și jucăm la păcănele. La blackjack gen. The car market is open. Da, așa, să vezi. Să vezi nebunia, a și venit cineva să vadă mașina. Cât timp o spălam. 19.000 de... Cum e mașina asta mai scumpă decât Q7 la Q? Eu nu înțeleg. The price is fair.
Holy shit. Fiți atenți aici ce sunt. Oh my god, dar nu mai am mașină. Stai că mergem cu autobuzul. 18. Stăm. 14. 22. Perfect. Aș mai băga o mână. Deci chiar aș mai băga o mână. Mamă, mamă, dar acolo și pe asta. 17. Mă, dar nu știu ce a picat lui. 96k. V-am pupat, băieții. V-am pupăcit. Am 96.000 de dolari. Plec cu autobuzul. Nici o problemă, mergem în cartier și fiți atenți ce cumpărăm. Holy shit. Zic că nu e peste 90.000 de dolari asta. 2016, nu e. Nu e. 37.000. Oh, oh. 37. Hai să vedem că putem să o negociem pe asta. 35? Da. Ia. Mamă, deci la sume mari poți să negociezi super mult. Fai de capul meu cum o turăm pe asta. Ia uzi. Mamă, să vedeți ce facem din mașina asta. O facem monstru. Cred că glumești. E Mustang de la 6-0, cât e? Șai, mă, scoate flăcări. Să vezi ce ne distrăm cu mașina asta. Plecăm pe aici, așa, printre copaci. Nu discutăm la mașina asta, o spălăm blană. Deci big blană o spălăm, vărule. Fă-o fresh. Bă, cred că merită toți banii. În viața reală să-ți cumperi un Mustang. Dar și ăla, modelul ăla cu motorul mare de 5 sau de 6, nu știu cât e. Bă, deci când am pornit mașina și am dat total, păi s-aude așa. Eu m-am îndrăgostit pe loc, gen, instant am meritat toți banii. Doar că la noi în România, doar ca să ai motorul ăla de 5 mare, plătești vreo 100 de milioane sau ceva. Doar că ai motorul ăla atât. Adică sunt impozitele super mari pe motoare. Nu știu de ce, în America nu e așa, de exemplu, dacă zic corect. Stai, mă, de ce am adus-o aici? E cu spatele frumos. Primul rând o băgăm la un painting. Mustangul, părerea mea, farmecul lui e pe galben. Depinde. Merge și roșu, clar. Galben e super exotic. Ok. Metallic. Că nu înțelegi nimic ce se întâmplă. Am cromat așa. Hai de capul meu. Ok. Dă-i o talpă. Cu dungi așa pe mijloc. Nu știu dacă știi ce zic. Dar nu merge aici. Ok. Bă, cine e asta, o să o cumpere un pasionat. Avem racing kit, drift kit, SP turbonos. Porcă, bă, se mărește mașina. Suspensie. Jos de tot ce-ai. Faruri. Bă, farurile poți să le faci cum vrei tu. Cu MOV așa e troll. Plate number. România. What? Țăcă. Deci eu nu știu de ce în România nu te lasă să cumperi plate-uri de-astea custom. Chiar nu înțeleg că ar fi troll. Chiar dacă ar costa foarte mult. Jantele astea trebuie să plece instant. Nu știu ce jante îi punem. Astea îmi plac. Cred că îi le băgăm pe astea la 5.000. Ok. Mă mir că n-am putut să-i punem un kit de putere sau ceva. Un stage 2. Cum se aude mașina asta, murim. Repair all parts. Dar nu e nimic de reparat, what? 20 de dolari? Ce rămân de reparat la aia? O mufă. Ia vezi. O, bă! Era să o lovesc. Ia vezi. Mamă. Prea troll mașina asta. Ia vezi, bestia. Ok. Avem și un corruption. Bun, fiți atenți aici. O urcăm pe platformă mică. Așa. Mergem în deșert, fraților. Și e un fel de drag strip. Pornim motorișca. Ne dăm jos. Și aici o să ne țină cont de top speed-ul nostru. Nu neapărat cu mașina asta, cred. Sau poate doar cu mașina asta. Hai, să vedem cât prinde, că e drept. 3-2-1. Ia vezi. Mamă, cum bubuie. Na, nu se ține pe drum dreaptă. 200 într-a treia.
Ce se întâmplă, bă? My God! Ce limita? Nu cred că trece mai departe de atât. Oh! E over mașina, boys. Am storcocit-o. Full-ul. Full. Deși nu știu în jocul ăsta de ce vrei să-i faci full-ul. Că nu știu dacă ține acon la preț. Că pare mamă, cum pleacă. Mamă, pleacă de fund din start. Șmecheră mașina, n-ai ce să-i zici. Venim, îi dăm niște poze. Cea mai troll poză pe care ați văzut-o vreodată. Și mai pot să intru la loc? Nu. Ok, hai să punem la vânzare să vedem cam la ce preț s-ar prezenta. Are tuning insane. Deci 35.000 am luat-o noi, 8.000 am investit în ea. Ok, pozele se prezintă în felul următor. Ok, că o punem de la spate prima și după aia așa. Ok. Best Mustang. Bun. Punem și noi 6.3 litri. Ok, o să o vindem la 50.000. Adică nebunie, tunată, polișată, revopsită, jante noi, pachet sport, suspensia lăsată, fresh mașina. Ia mă, poți să dai jos și să rămână? A, dar nu mai merge. Alu, a rămas pornită mașina. Ia vezi numărul ăsta de matriculare. Țăcălie. Ia mă, cine vine să cumpere mașina asta? Crazy de tot. Un mustăcios. Trebuie să mă gândesc. N-am nicio problemă să plătesc acest preț. Pasionat auto, băieții. Ne-am băgat 20.000 profit lejer. Ok. Vândut. Vândut și avem 100.000 de dolari. În episodul viitor putem să ne cumpărăm mașini noi nouțe, cabrio, orice vrem. Plus că mergem să mai băgăm câteva mâini la Blackjack. Și o să fie nebunie. Dacă v-a plăcut episodul, like, și mai vreți și partea a doua, ne vedem la viitoare. Pa!